Cum învățăm să iertăm și să iubim? Iertând și iubind, exercițiul zilnic al iertării și al iubirii, contează foarte mult ce viziune personală are fiecare asupra iertării. Înțelegerea procesului biochimic și neuronal, al ancorării reacțiilor emoționale în corp și blocarea în trecut, emoțional și cognitiv, fac ca decojirea rănilor și vindecarea lor să fie eficientă. Iertarea este un proces terapeutic care începe aici și acum, indiferent de travalul lui despachetarea cu grija emoțiilor, uneori este nevoie de mult timp pentru a ne curăța de resentimente, frustrare, neputință, vinovăție, rușine și pregătirea minții pentru acceptare. Iertarea înseamnă să ștergi toate datorile celor care ți-au provocat un rău real, păstrând demnitatea și iubirea. În procesul iertării se observă rezultate atât în planul emoțional, dar mai ales fizic, deoarece multe boli au la rădăcină neiertări de sine sau ale celorlalți. Iertarea este un act de iubire, spune părintele Dumitru Stăniloae. Dacă ieri pe cineva, încep să-l iubesc. Fără a iubi și a fi iubit, sufletul omului se usucă și moare. Dumnezeu te iubește, comportă-te cu ceilalți cum se comportă Dumnezeu cu tine. Ca să se întâmple minuni, este nevoie să iubim.